două camere din Popejle Orden, din ansamblul rezidențial de pe la Popejle Orden, mă rog, nu e niciun fel de reclamă, n-am nicio treabă, dar mă uitam așa să vedem cum arată un apartament de acolo, 79.050 de euro plus TVA, de 57 de metri pătrați. Ne uităm, analizăm, ne facem o idee și o să încerc să punctez câteva lucruri din punctul meu de vedere pe care o să vi le exprim și vouă ca să le luați în calcul dacă cumva aveți intenția să vă mutați acolo sau să nu vă mutați acolo. Alegerea este la voi. Mie mi-a atras atenția ăsta. De fapt, este și primul de pe site. Asta e, că asta este randare. Niciodată nu rămâneți la pozele de randări. Asta este o randare mapată cu terenul într-un sezon de iarnă. Asta e zăpadă pe aici. Așa arată în randare proiectul, da? Atenție, să nu faceți confuzie între randări și realitate, că e mare diferență. Wow, aici e lux pe randare. Hai să vedem. A băgat băieții de la arhitectură render ca lumea. Nu s-au jucat. Aici nu mai e render. Nu, astea nu sunt render. Uite aici. Pe finisaje n-ar fi... finisajele interioare. Mai dau o dată. Deci pe finisajele interioare nu e rău pentru un astfel de apartament. Nu e rău. Dar hai să o luăm de la intrare. Aici, în partea asta, este intrare. Nu avem spațiu de depozitare, dar avem bucătăria oarecum separată de spațiu, ceea ce este foarte... foarte bine. Ce au făcut aici? Au făcut o combinație cu hall-ul ăsta. L-au făcut un pic mai mare și a devenit așa un fel de spațiu de zi, astfel încât au păcălit sufrageria și a mai ieșit o cameră, știi? Cam asta este ideea. Una dintre astea două camere trebuia să fie living room-ul sau sufrageria. Cred că una dintre astea două, ceva de genul, cred că asta. Dar cumva au făcut ei acolo combinație și hai că o facem să iasă, să mă întorc înapoi. Pentru că nu este nici de dimensiunea unei sufragerii adevărate, adică... Dar nu arată rău, adică sunt detalii interesante la interior. Vorbesc aici de interior și de cum arată la interior. Detalii interesante aici, avem plinte, avem niște uși, nu-mi plac ușile mie personal, dar mă rog. Avem plinte, avem ușile... Avem niște elemente de decor care, iarăși, mie personal nu-mi plac pe pereți. Mobila de bucătărie foarte bine arată. Foarte bine arată. MDF lucios. Totdeauna o să ia ochii. Totdeauna o să ia ochii. Niște elemente din astea de tip plușat, așa, scaune. Ele arată bine așa când sunt noi. După ceva timp o să sară stofa aia de acolo imediat. Sunt câteva detalii care dau bine, adică arată bine. Avem două camere la etajul 8, 54 de metri utili. În construcție, deci ăsta este ceva de showroom. Și care avea și un balcon. Ia, să vedem. Deci, uite. Cum arată în proiect... Deci cum arată în proiect, bucătăria ar fi chipurile combinată cu living-ul. Dar în poză, dacă ne vom duce în poză, în poză apare o mică modificare. Cumva trebuia să fie până aici,
Ia, uite. S-a mai apărut un perete mic aici. Da, mă rog. Cam așa arată. E, avem aici niște chestii interesante. Că magazinul e la 2 minute, foarte posibil. Că transportul e la 5 minute, niciodată. Tot timpul în imobiliare 5 minute sunt 15 minute. Școală, grădiniță 7 minute, discutabil. Centru 20 de minute, niciodată. Niciodată. Poate duminică dimineața la 7, da, poate, poate. Farmacie, spital 7 minute, 10-15 poate obregia. Cafenea 5 minute, discutabil, nu știu. Deci 80.000 plus TVA. 80.000 plus TVA. Deci ca să faceți o idee, dacă vreți să vă duceți în zona asta, cam așa arată un apartament la 80.000 de euro plus TVA. Interiorul drăguț făcut. N-am ce să zic, drăguț. Nu e pe gustul meu, dar față de alte interioare de apartamente amenajate, este acolo, să zicem. Însă, pentru locul unde este amplasat acest apartament, adică tocmai în Popeșile Ordeni, nu mă reprezintă, nu mă regăsesc, nu m-aș duce acolo și nici nu cred că aș putea să conduc pe cineva către acolo, din păcate. Dar decizia este la voi, voi analizați, eu încerc să vă ofer tot sprijinul. Mare atenție cu privire la 5 minute până la mijlocul de transport, toate lucrurile astea, verificați-le de 100 de ori și încercați să evitați zonele foarte aglomerate, pentru că nu are rost.